Olo! Mamă, chiar în capia, da. A venit un hoțe, a venit. Încă o dată. O, oh, mamă. N-am vrut, scuze. A, da, David, da, jucăm fotbal cu copii, da, și cu Alin. Alin, iar joci fotbal? Nu, da, eu. Cu copiii, hai. Da? Haide. Haide. Hai, hai, David. Haide, haide, Kevin. Cum te cheamă? Andreea. Andreea. Andreea, sau, uite. Ia uite. Unde ai dat-o, David? Stadion, da, chiar, un teren. Da, da. Unde? Ăla la Bobocica? Nu, la Olimpia. La Olimpia? Mergem mâine, stai. Păi stai să jucăm. Nu, mai bine mergi spus seara, că e mai bine. Haide. Uite, mingea aia de cine ai adus-o, David? Da, mingea de basket. David, ce e cu tine? Da, îi place lui David fotbal, cum îi place lui Tasul basketul. Hai. Hai, că de acolo nu se vede. Unde e? Uite unde a adus mingea. Hai, David, ușor. Oh! Tu dai tare? Era să-și rupă piciorul, David. Hai, copii, sus! Braziliana n-a reușit. Încă o dată. Oh, mamă! N-am vrut, scuze! A dat David cu capul. Da, cu adăugă. Nu se ia cu mâna mingea. Da. Brazilian, da. N-a fost întreagă, dar oricum a fost pe jumate. Dar trebuie să fiu atent și la cameră. Hai, David, haide, David. Olo! Mamă, chiar în capia, da. A venit cu hoțe, a venit. Hai, Alin, vezi? Mihaela, tu nu joci? Mihaela, tu nu joci? Nu joacă Mihaela. Mihaela, dar ce cu tine azi? E supărată? Nu. Nu? Dacă cu umani. Nu mai vorbi de bolovan. De bolovan nu mai vorbi, te rog eu. Îi dăm valoare, când se trece audiența. Am avut dreptate eu de la început? Da. L-am spus și am avut de spus despre el, l-am săturat. Păi gata. L-am săturat mai mult când o să dau drumul și la filmările cu el. Dar știi ceva? Lui convine să vă luați de el. Nu știu dacă o să-i convine să vadă nevasta Costa sau ce o fi a lui. Da. Să vadă de ce a venit el cu adevărat la București. Ah, ai spus? De ce să nu spun? Bravo. De ce să nu spun? Abia aștept să vin de acasă să mă uit la serial. Hai. Alin. Hai. Ce-i aia? 9,50 lei. Ia-o dacă vrei. Hai, nu vreau să plătești acolo. Da, știi, da? Da, deci nu ți-ai luat ceva dulce până la urmă? Da, nu am luat ce. Nu vrei ceva dulce? Hai, plătești acolo, da? Mulțumim frumos. Mai vrei și bonul? David?
Lasă bombe. Mulțumim frumos. Lasă. Bravo, David. Mulțumim. Seara plăcută. Bă, n-am nevoie să râd. Bravo, David. Mai rar așa. Bravo, David. Ai văzut? Te-am mulțumit și vânzătoarea ți-am mulțumit. Facem o filmare cu prietenii mei. Îmi place de Mihaela, că a reacționat. Bravo, Mihaela! Păi normal că am reacționat, pentru că nu trebuie să mai lăsăm pe nimeni să vorbească despre noi, despre familia noastră, să mai permitem la toate gunoaiele. Bravo. Să mai vorbească numele nostru. Pentru că și noi avem multe de spus, din respect. Am lăsat tot timpul de la mine și am zis, bă, hai să nu jignesc, pentru că poate părinții lor nu sunt de bine, poate oamenii aia... Ca orice mamă, ca orice tată, suferă când aud chestiile astea, dar poate și la rândul meu am greșit, am gândit așa. Pentru că și eu la rândul meu aveam părinți, aveam mamă, aveam tată și am permis, am fost eu bună cu alții ca să-mi fac mie necaz, singură. Dar de azi încolo, să țină toată lumea. Bravo, Mihaela. Eu n-am nimic în lui, că nu caut să tot pe nimeni Cristi, dar în dacă momentul în care mă ataci, eu îți arăt că te atac de 10 ori mai mult. Nu e bine. Nu e bine. Păi nu e bine. Te aștept să ajungi acasă să duci în primărime. Mi-e dare să să-mi facă Cristi absolut mine. Nu la mână. Da, David. Am fost și eu în parc acolo la mine. Ce-ai pățit? Ce-ai pățit? Ți-a luat o minge. Ți-a luat o freză? Așa avem. Păi așa e la joacă, ce vrei? Și avem și filmarea. Așa e la fotbal, n-ai ce să faci cu mine. Lasă că ai stat pe picioare, asta contează. Când ai căzut jos, să încep să plângi. Asta înseamnă că ești puternic, David. Sunt și eu cu prietenii mei aici la masă. Nu contează unde, dar suntem la terasă și asta contează cel mai mult. Am venit să punem țara la cale. Avem planuri de făcut. Și care mai faceți figuri pe YouTube, să știți că vă urmăresc. Sunt cu ochii pe voi. Să-și facă figurile lor, vorbiți, să vorbească. Da, să vorbească aiurea despre... De exemplu, n-am zis niciodată să nu vorbească lumea despre noi. Da. De exemplu, poate pe un om îl deranjează ceva la noi. Treaba lui, ce zică? Nu spui elegant, diplomat. Mă deranjează la Cristi, mă deranjează la Mihaela, mă deranjează la Alin. Că face sau că face un anumit lucru, da? Da. Dar nu pot să stau să denigrez omul ăla, să-l acuz de toate balivernele care n-au legătură cu omul ăla, fără să știu. Când acuz pe cineva, trebuie să ai și o probă. Corect. Bă, o acuz pe aia că e curvă. Stai să vă arăt de ce e curvă. Și-a arătat ceva. Da. Sau o acuz pe aia că e incultă. Sau dacă n-ai ceva despre ea, nu mai bine nu mai vorbești. Nu vorbești doar ca să-ți răcești gura de pomană. Păi da. Vorbești dacă te simți convins de treaba asta. Dacă ai ceva de arătat și ceva de spus ca și cei din comentarii, care lasă comentarii și vorbesc aiurea despre noi. Oamenii vor răspunde, oamenii au dreptate. Vorbesc aiurea despre noi, de ce? Mm. Pentru că lăsăm toți proștii să vorbească despre noi. Nu clarificăm situațiile, îi tot amenințăm, că adică îi amenințăm. Le tot spunem că arătăm dreptatea. Și tot timpul suntem opriți de neamurile lor, de familiile lor, care sună apoi la noi să ne roage, să nu mai arătăm și să nu mai spunem despre ei. Da. Și noi lăsăm capul jos de rușine, că suntem oameni și mereu am fost oameni. Și apoi tot noi suntem criticați. Și asta e adevărat. Că nu, e tot a noastră. Că nu reacționezi la timp. Știi că se reacționezi la timp. Bă, cum vorbește ăla așa cu curaj și apoi eu nu-i răspund înapoi? Da. Trebuie să fim și noi nesimțiți. Trebuie să învățăm nesimțirea. Pentru că văd că în ziua de azi, fără nesimțire, n-ai cum să trăiești. Da, trebuie să fii nesimțit în ziua de azi ca să... să fie ok, știi, pentru toată lumea. Dar eu făceam referire la cei care comentează aiurea și despre mine. Mai că sunt. Spunea cineva ce că vin peste voi, că fac, că trec, că nu știu ce. Mă, Cristi, oameni... sunt oameni și oameni. Păi sunt da. Unii oameni care... Nu mai te duce la ei acasă, că nu știu ce, și pe dincolo zici că vin forțat, fac ceva forțat, asta zic. Sunt unii oameni care, uite, și eu, și Alin, avem unii oameni care chiar nu ne suportă și orice am face noi, n-avem să le fim pe plac. Dar nu le mai răspuns, că nu stai să mai le răspunzi. Nu le mai răspuns, clar. Că îi blochezi sau la revedere. E mai simplu, asta fac. Eu nu vreau ca lumea, în general, să țină neapărat cu mine. Am spus că și pe canalul meu, nu trebuie să țină cu mine sau să mă placă pe mine. Poate și eu văd o persoană pe stradă care mi se pare ciudată sau așa, da, dar nu te-a pus să zici, nu te-a pus să zici ceva, dar nu înseamnă că m-a pus să o înjur. Da, îți vezi treaba ta. Cei care spun părerea într-un mod elegant, bă, nu te plac, nu-mi place stilul tău sau nu ești ok sau nu sunt de acord cu tine, toată stima mea. Dar n-ai cum să mă înjuri că te văd pe odată și nu-mi place față ta, da, și nu te înjuri. Nu te cunoaște în realitate. Nu? Corect? Da. Asta zic. Cei care nu ne cunoașteți în realitate, n-are rost să vorbească aiurea despre noi. Acum să vorbească de ceea ce văd ei. Nu știam că să cunoaște o
o fată cu alb. Băstai și ăla vrea să-l fraierească și fata aia îl înseamnă și vine și îi dă un picior fericios. Da, și nu e ok. Da, okay? David spune cum v-am zis. Nu știu ce vreau să zic. David vrea să vă explic, să nu mai aveți încredere că despre asta era discuția mai devreme. Sunt multe conturi fake. De exemplu, voi vedeți că mi comentează Dana Ioan. Vă dau un nume, da? Sub Dana Ioan poate să fie cineva din Strehaia sau din altă parte care pe mine nu mă suportă. Pentru că mulți am văzut că s-a folosit și de identitatea noastră, bun subiect, că chiar vreau să spun treaba asta de mult. Mulți se folosesc de identitatea noastră și pe Facebook, și pe Instagram, și pe TikTok. Am văzut, sunt tot felul de conturi care au devenit virale datorită faptului că postează ce postăm noi pe canalul de YouTube. Copiază filmări, copiază așa, cum se folosesc de identitatea noastră, intră în contact și cu alte persoane, vorbesc anumite balivere sau cer anumite lucruri, anumite servicii de la, în numele nostru. Nu mai băgați în seamă conturile cu puțini utilizatori. Uitați-vă la conturile pe care noi postăm zilnic cu identitatea noastră, mai ales la Facebook, la Instagram. Uitați-vă la urmăritori, la câți prieteni deține contul ăla, pentru că apare un cont cu 102 de persoane cu poza noastră și numele nostru, care apare și face dezastru. Nu mai puneți încredere. Sau vorbiți cu o fată, cu un băiat care se dă numele meu, numele lui Alin, numele pe patroane, pe Messenger. Stai puțin. Spui, sună-mă și pe mine 2 minute pe cameră să văd că cu adevărat ești tu, să-ți confirm identitatea. Pentru că poate să vă ceară o sumă de bani, poate să vă ceară ceva. De ce să folosiți banii voștri să fiți păcăliți? Când puteți pur și simplu să spui, băi, uite, eu vorbesc cu tine, eu te cred că ești Mihaela sau te cred că ești Alin sau patroana sau cine, dar să nu aici până 2 minute să-mi confirm, da, pe cameră, să aud o voce, să nu te că vadă, te spun și ceva greșit, da. Adică e tot în binele vostru treaba asta, de ce să fiți păcăliți și induși în eroare, am mai spus, dar vreau să le reamintesc și acolo, deci nu mai puneți încrederea în toate conturile astea, pentru că sunt mulți oameni care le vor răul și mulți oameni care o fac intenționat, probabil pentru avantajele lor. Nu, sunt rău intenționat, îți spun eu. Sunt rău intenționat ca să vă facă vouă rău. Că vezi, Doamne, ai cerut ceva sau nu știu ce. Spune David. Prieteni, stai puțin, David. Prieteni, vreau să vă zic ceva. Să zicem să-ți faci un prieten, Cornet, și să-l cunoști. Și zic, hai frate, sună și pe mine pe cameră și zice, nu rău, poate vreunul care vrea să-ți facă ceva sau să-ți facă... Să-ți facă ceva rău, nu? Nu? Are dreptate, David. Nu, sau îi spui, frate, eu îți dau bloc dacă nu mă sună. Da, corect. Eu le-am pasat pe David tot timpul, că e foarte important să pui în vedere lucrurile astea copiilor, să nu vorbească eu știu cu, dacă... să nu vorbească da, cu oricine, adică nu să nu vorbească, te vede un om pe stradă și te salută, hei David, automat îi faci cu mâna înapoi și vorbești, dar niciodată să nu te iei după cineva. Ați văzut câte cazuri sunt și cu dispariții, domnule, trece de copii. Corect. Stai puțin, David. Stai vorbești și tu. Sunt anumiți oameni care profită de chestia asta. Ați văzut cu o bomboană, îi păcălește, Doamne ferește, hai vino până la mașină să te arăt ceva, hai vino așa, da, și da, dispar da. Copiii. Adică l-am... Eu am văzut că ești foarte atentă cu David. Păi normal, pentru că... La orice chestie... În ziua de azi nu mai e ca înainte, cum lăsa toată lumea copiii la bloc și erau vecinii și toată lumea care supraveghea. Fiecare azi își poartă grijă, nu e nimeni atent la copilul tău dacă nu-l înveți și nu... Da. Prieteni, vreau să vă zic, Mihaela mi-a zis, dacă îmi zice cineva, hai băiatul, vine să dau o acadea. Zic, nu vreau, că îmi cumpără tata. Bravo! Sau mama. Dar tati ce face acum? Live. E pe TikTok? Sau îi spun... Tati, ești pe TikTok? Sau îi spun, domnule, eu nu vreau acadeaua ta, că eu știu că vrei să mă răpești. Oh, deja știi? Dar știi cum făcea Mihaela când era mic? Auzi? Când eram eu mic, venea și bătea la ușă sau suna. Și ziceam, nu-i nimeni acasă. Păi cum nu-i nimeni acasă? Eu l-am învățat, adică când vin prieteni ai noștri sau de pe YouTube, oameni care ne cunosc și ne opresc să vorbim sau să-ți ofere, nu știu, poate are o bombă, o acadea, o ceva. Da, da, da. Când e lângă mine, lângă Alin, lângă așa, poți să pui încredere, dar nu poți să te îngrezi în oamenii pe care nu-i cunosc, să te cheme sau da, să zică David vin un pic. Nu e cazul că oricum sunt tot timpul camere de supraveghere. Auzi, dacă e ciocolata sau acadea, ți-e și frică să o mănânci după aia? Da, că nu știi ce nu știi. Ți-a pus în ea. Nu știi. Păi da, adică și pe noi ne-a învățat părinții. Nu neapărat, depinde și de la ce om, că îl vezi da. În contact. Dar dacă e de la unul okay. de pe stradă, nu-l cunoști. Nu e ok, dar i-am spus chestiile astea pentru că o să meargă. Uite, în toamnă începe școala. Nu, să știe și prietenii noștri. Dacă vine vreun nou
la școală la mine. Deci să zicem că sunt la școală și vine un om la mine și mi-a zis: hei, David, mi-a zis mama ta să vin să te iau. Îi zic: domne, lasă-mă că vine mama să mă ia, nu am nevoie de tine. Bravo, păi, dar nu trebuie să te duci. Mihaela vine în momentul ăla și ce zice Mihaela? Unde? Niu te găsește la școală, pe urmă, nu? Păi vezi? Bravo, David. Mai vrei să spui ceva, Mihaela? Nu, dar mie nu mi-e frică la aia să le zic: domne, eu nu vreau acadeaua ta, știu că vrei să mă răpești, dar îmi pare rău, dacă vrei să sun poliția să te aresteze, bine. Să spui la doamna profesoară, doamna profesoară e unul aici care nu mă lasă în pace. Nu? Bravo, David. Bine, Alex, uite cine e acolo. E cu Alex. Aparații! Salut, Alex. Hai, cam acestea fiind spuse, sunt cu prietenii mei, trebuie să ne continuăm treburile aici. Avem de discutat, bam, bam. Ia uitați pe Alin. Ce faceți, mă? Unde vă duceți? Unde vă duceți? Uite, Alin, că am luat 102, ca să nu crezi că mă duc pe jos. Am ajuns acasă, adică în zona la mine, am luat 102. Alina a vrut să mă ducă până acasă, dar i-am spus să nu mă ducă, că nu mă descurc. Alina să se ducă acasă să o odihnească, e cel mai bine așa. Ce? Nu este o rușine să iei mijlocul de transport în comun. Și cred că l-am prins pe ultimul 102. Pe bune. Ce se aude aici? Trece la piață. Ce frumos se văd asta aici, în spatele meu. Am ieșit la terasă cu Alin, cu Mihaela, cu Davidoțu. E bine când este armonie. Și ne înțelegem bine. Și mă bucur că Mihaela în sfârșit a început să vorbească. Chiar mă bucur pentru că are ce vorbi. Și le-am spus de mult să aibă grijă la bolovani. Abia acum au văzut și ei. Asta e. Eu nu vreau să mă bag prea mult, pentru că trebuia să vadă și ei cu ochii lor. Eu am văzut de la început, așa că am știut despre persoana respectivă. Hai, bam, bam. Nu le-am stricat eu treburile între ei. Și el a stricat treburile pentru că a vorbit despre ce nu trebuia. Asta e treaba lor, nu e problema mea. Dar eu am spus cine este această persoană pe care eu nu vreau să-i dau numele. Nici nu știu cum îl cheamă măcar. În fine, treaba lui, treaba lor. Bam, bam.